Procesatorii de miere care în ultimii 20 de ani au coordonat activitatea de achiziție și comerțul cu miere produsă în România au dat dovadă de adevărați capitaliști și în contextul geopolitic actual au întors spatele apicultorilor români. Ba mai mult, unii dintre colegii noștri au lăsat stupina și s-au transformat în mici procesatori. Asta n-ar fi niciun fel de problemă, însă și aceștia au urmat exemplul celor mai mari. Salutare tuturor, sunt Radu Pandrea și azi la sfatul zilei vă voi spune ce aveți de făcut pentru ca peste un timp afacerea voastră în apicultură să fie stabilă. Să nu mai aveți gândul că mâine nu aveți la cine să vă vindeți mierea. Polenul, propolisul, apilarnilul, știu eu, ce mai produceți. S-ar putea ca unii dintre colegii noștri să spună că acel context geopolitic e de fapt un mecanism al economiei de piață. Sunt principii ale capitalismului, ale concurenței. Sigur, au și ei dreptate, însă când regulile de producție în UE sunt unele, însă importurile se fac după alte reguli, parcă nu-i mai așa uman cum ne-am așteptat noi să fie. Mierea o putem vinde la procesatori, sigur, pe un preț de nimic. Rapița, floarea soarelui, mierea aceasta industrială care e în cantitate mare atunci când ești profesionist, atunci când ești specialist în apicultură și obții cantitățile astea, sigur, o parte din ea, o mare parte din ea, o direcționez către procesatori. Însă, mierea polifloră, mierea de mană, mierea de zmeură, mierea de mentă, să o dai la procesator pe preț de nimic, nu-i motivant, nu mai are apicultorul motivație să meargă în stupină. Chiar și cei pentru care astăzi e profitabil și mai șchioapăt așa din când în când datorită prețurilor, dar totuși nu se lasă, nici pentru aceștia nu e chiar atât de motivant cum era cândva. Mierea o putem ambala. O putem ambala la borcan, să-i facem promovare, sigur, fiecare independent, individual și încet, încet să o desfacem, să o vindem. Însă atunci când faci promovare, nu faci altceva decât îi îmbogățești pe cei mai bogați oameni ai planetei, îi îmbogățești mai mult. N-ar fi nici asta o problemă. Însă atunci când devii dependent de ei, devine o problemă. De ce am spus asta de cei mai bogați oameni ai planetei îi îmbogățești mai mult? Hai să vă explic cum. Atunci când tu faci reclamă în Google sau în Facebook sau în, știu eu, Instagram sau TikTok, acolo unde sunt adunați clienții tăi, atunci tu plătești acestor companii niște sume de bani. În spatele acestor companii stau cei mai bogați oameni ai lumii. Stau fonduri de investiții care sunt conduse de acei oameni. Adică să nu cumva să credeți că Zuckerberg sau, fondatorul Amazon, nu mai știu cum îl cheamă, îmi scap acum, ar fi ajuns aici dacă nu și-ar fi vândut foarte mare parte din acțiunile companiei pe care le-au fondat la un moment dat. Să nu cumva să credeți că ar fi ajuns aici, nici vorbă. Atunci când afacerea lor a ajuns la un anumit nivel, pentru ca să o scaleze, adică să o amplifice la niveluri pe care nimeni nu și le putea imagina, a trebuit să aibă infuzie de capital, infuzie foarte mare de capital. Și atunci când vine infuzie de capital, și mai ales de la oameni influenți, atunci lucrurile se schimbă. Cam așa s-a întâmplat și cu Google la un moment dat, așa s-a întâmplat și cu Facebook la un moment dat. Sigur, fondatorii lor au rămas în posturi cheie
Așa și-au negociat vânzarea. Însă, în spatele acestor companii, există fonduri de investiții imense. Adică, atunci când pierd câteva milioane de miliarde de dolari, parcă sughit așa și merg mai departe. Cam atât sunt de mari acele fonduri de investiții. Însă, pe lângă a da mierea către procesatori sau a o ambala la borcan și a o vinde individual, a face fiecare concurență unul altuia, putem crea o societate pe acțiuni a căror acționari să fim chiar noi. Când avem reguli clar stabilite, când lucrurile se mișcă cât de cât, încet, dar sigur într-o oarecare direcție, atunci putem primi sprijinul unor astfel de persoane, unor persoane influente care pot mișca lucrurile și pot scala vânzările. Pot determina comportamente în rândul populației. Pot schimba comportamentele în rândul populației. Asta înseamnă putere. Să poți schimba anumite comportamente. Să ai capacitatea să schimbi anumite comportamente în populație. Iar oamenii aceia au această putere. Suhani, care este o asociație de apicultori din Statele Unite și care este veche de mai bine de 100 de ani, e un exemplu demn de urmat. Ceea ce este diferit față de alte asociații la această asociație, Suhani, se scrie Sioux Honey. Ceea ce este diferit față de alte asociații este că are un departament de procesare și vânzare a mierii. Și apicultorii care sunt în această asociație au stabilitate că departamentul respectiv le vinde mierea. Practic sunt apicultori care, dacă citiți, sunteți curioși să citiți istoricul acestei asociații, sunt apicultori care sunt la a patra generație. Deci la a patra generație sunt în această îndeletnicire, în asociație, tot așa în a patra generație, ceea ce este de lăudat, este foarte frumos, este un deziderat practic. Adică și copiii mei să fie în aceeași îndeletnicire, nepoții mei să fie în aceeași îndeletnicire și să facem totul împreună, strănepoții mei să facă același lucru, parcă stima mea de sine îmi crește. Sigur, în România, dacă îl întrebi pe un apicultor ce vrei să fie copilul tău când va fi mare, în niciun caz nu vreau să fie apicultor. Foarte puțin sunt care își îndrumă copiii în direcția asta. De ce? Pentru că nu au stabilitate. Nu le oferă nimic stabilitate. Zilele trecute am discutat cu unul dintre cei mai bogați oameni din România și mi-a spus că ideea unei investiții în domeniul procesării și vânzării mierii de albine îi surâde. Dar pentru a investi în așa ceva, are nevoie să vadă un plan coerent și funcțional. În concluzie, cei care sunteți interesați de o astfel de investiție, de un astfel de proiect care să vă asigure stabilitate și peste 5 ani, și peste 10 ani, și peste 100 de ani, contactați-mă. Sunt convins că împreună și ajutați de aceste persoane influente, vom reuși să facem ceea ce în Europa nu știu să existe. Dar în Statele Unite avem exemplu. Suhani. Studiați. Până data viitoare, ținem aproape. Să aveți vreme bună și spor la treabă.